Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost adoptată o lege care ridică limita de viteză pe drumurile expres din România de la 100 de km pe oră la 120 de km pe oră. Urmează acum promulgarea. Nu știu dacă e o veste bună sau rea. Da, asta e o discuție în sine. Mie îmi place că noi ne pregătim înainte de a avea drumurile expres, că nu există drumuri expres asta în România. Am crezut că este alea cu separator de sens. Da, deci nu există drum expres potrivit definiției legale. În momentul ăsta, în România, abia săptămâna viitoare, dacă totul merge bine, ar urma să se deschide circulația pe 18 km. Aha. Din drumul expres 12 Craiova-Pitești. E o variantă de ocolire a orașului Balș. Aia o să fie de cerere. Păi deci au făcut 18 km. De la 1 la 11 nu se știe. Nu mă stai. Ah, da, alocate numerele, ți-a dat 12. Drumul expres 12. Da. Așa este. Deci drumul expres, da, este aproape ca o autostradă. Două benzi pe sens, sensuri separate fizic, cu parapeți. Da. Permanență, nodurile rutiere sunt deniverate, adică n-ai intersecții. La ele sunt benzi de încadrare. Păi noi, practic, ar lipsește trebui... banda de urgență. Da, și deci ar trebui, dacă e drumul delimitat cu ceva între sensuri, da, e cu beton, cu plastic, nu știu, acolo poți să-i dai 120. Nu, că da, nu este același lucru. Drumul expres este proiectat pentru o viteză maximă de 120. Uh-huh. De kilometri pe oră. Adică inclusiv curbele sunt proiectate în așa fel. A, okay. Doi, în drumul expres nu se intră din curți, din, înțelegi, străzi laterale și așa mai departe. Da. Asta, dar este... DN1 bucata asta de aici nu ar trebui să fie. Nu, e drum național european. Uh-huh. Păi da, ai foarte multe intrări în DN1 din laterale. Da, dar sunt niște bucățele pe care n-a... Dar poți să faci drum expres 100 de metri, după care... Ai și nu doar intrări, ci și opriri pentru tot soiul de chestii. Da, și opriri. Asta este situația cu 120. Bun, asta e o discuție separată cu 120 km pe oră, că în toată Europa tendința este de reducere a vitezei maxime. Din multe motive, și de siguranța traficului și de consum. Da, la noi și acum pe 18 km ăștia o să se bage cu 120 de km. Bă, oricum e bine că sunt. Măcar avem 18 km, mai rămân de făcut vreo 7-8 mii. Și gata. Ne apropiem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.